Salut! Numele meu este Zoltan Vereș și ceea ce asculți este podcastul de EQ, adică un podcast despre inteligența emoțională. Oamenii spun că le place să stea de vorbă cu mine pentru că nu contează dacă suntem pe drum sau la birou, oricând stăm la povești, înțeleg niște lucruri care în rest le scapă sau reușesc să plece cu idei care îi ajută să schimbe viața, să-și rezolve probleme sau să-și crească performanța în diverse aspecte. Una din colege mele a venit ideea să înregistreze aceste discuții ca să le poată reasculta și am zis, atunci dacă tot înregistrezi, de ce să nu le dăm și altora? Dacă pe tine te ajută să reasculți aceste înregistrări, hai să avem niște discuții pe care să le poți da și la oameni, să poată să ajungă și la alții. Așa că ceea ce asculți și această serie de podcasturi pe care urmează să le urmărești sunt exact despre asta. Discuții despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Bună, Madalina! Bine te-am găsit din nou! Bună, Zoltan! Mă bucur să ne revedem! Ai vreo întrebare cumva? Am foarte multe întrebări. Hai să le vedem! Am foarte multe întrebări pentru că am și eu un subiect extrem de interesant. Așa. Vreau să vorbim despre energia masculină și energia feminină. Așa. Și am foarte multe întrebări. Și mai zic o dată, am foarte multe întrebări. Sunt pregătit. De ce vreau să vorbim despre subiectul ăsta este pentru că îmi pare mie că în societatea în care trăim astăzi ne-am cam inversat rolurile de feminin, masculin, rolurile, nu energetic, ci funcțiile biologice, să zic așa, sau mă rog, tehnice. Așa, tehnice, mai degrabă, alea biologice e mai greu un pic să ne inversez, deși un încearc, serios. Mai sunt și. Ok, revenind la de ce vreau să discutăm despre asta, e despre masculinizarea femeii și feminizarea bărbatului. Dar aș vrea foarte mult să trecem dincolo de judecățile care au legătură cu chestiile fizice și să vorbim foarte mult despre energiile din spate, respectiv energia feminină, energia masculină, ce sunt, cum funcționează, cum se echilibrează. Păi, din vremuri ancestrale există tot felul de tratate care discută despre acest concept, ce înseamnă energia masculină, ce înseamnă energia feminină. Dincolo de asta, chiar și în psihologie există curente, cum ar fi cele care au pornit de la Jung, care discută despre aceste arhetipuri, aceste programe sau structuri, dacă vrei să-i spunem așa, la nivel de subconștient colectiv, care definesc ce înseamnă energia masculină, energia feminină. Adică există niște tipare, dacă vrei, comportamentale, ca atitudine, ca funcții, mai mult sau mai puțin tehnice, cum ai zis și tu, care descriu ce înseamnă bărbatul, ce înseamnă femeia, ce înseamnă energie masculină, energie feminină. Jung vorbea despre aceste structuri și aceste arhetipuri. El spunea inclusiv faptul că, deși ne naștem, eu bărbat, tu femeie, fiecare dintre noi avem și componenta cealaltă, adică orice bărbat are și o energie, o componentă feminină, respectiv orice femeie are o componentă masculină, sufletească, cum ar veni, acel animus și anima, în care eu ca bărbat am femeia interioară, tu ca femeie ai bărbatul interior și cumva fiecare suntem un întreg la nivel foarte profund subconștient. Dincolo de asta, în momentul în care cineva se naște cu un trup de bărbat, are de împlinit funcții, în ghilimele, de tip bărbat. Iar femeia, dacă se naște cu un trup de femeie, are de împlinit funcții de tip femeie. Și într-adevăr, cum ai spus și tu, în societate tindem să inversăm foarte mult rolurile acestea. S-a produs chiar o pervertire, aș putea să spun, a ce înseamnă aceste energii, pentru că vrem să fim egali, deși, dacă stai să te gândești, n-avem cum să fim egali, pentru că trupurile noastre sunt construite foarte diferit. Și atunci n-avem cum să avem egalitate. Fiecare are anumite aturi, anumite slăbiciuni, dar n-avem cum să fim egali. Da, sunt bărbați care au poate energia feminină mai trezită decât alți bărbați, sunt femei care au energia masculină mai trezită decât alte femei, dar, în esență, înainte de toate, corpul tău biologic definește felul tău de a fi, respectiv funcțiile pe care le-ai de îndeplinit. Dincolo de asta, după aceea poți să completezi sufletește, respectiv emoțional, psihic, cu acea componentă masculină, feminină, după caz. Ce înseamnă energie feminină? Energia feminină înseamnă creație.
Energia feminină înseamnă naștere, înseamnă viață, înseamnă mișcare, înseamnă dinamism, înseamnă o expansiune de genul cum crește viața. Adică dacă te uiți un pic la ce înseamnă natura, o să înțelegi energia feminină. Aparent haotic, da? Deci nu pare să aibă niciun fel de regulă. Cu toate acestea există niște principii și legi în spate la modul în care crește, se expansionează. Dă viață, umple spațiu, cucerește toate elementele și este foarte vizibilă și aduce în manifestare ceea ce energia masculină creează la nivel de concept. Pentru că energia masculină este cea care creează la nivel doar de abstract, de concept. Noi creăm structurile mentale, interioare, pe care femeia după aceea poate să exprime, să manifeste. Bărbații suntem cei care suntem mai centrați și trăim mai mult în interiorul nostru, nu ne exprimăm atât de mult, dar paradoxal femeia exprimă ceea ce se petrece în bărbatul de lângă ea. O să fie cea care o să dea viață la acele lucruri care bărbatul le concepe sau le planifică sau le structurează undeva în interiorul lui. David Deida spunea într-o carte de-a lui că energia masculină este energia care merge spre moarte și energia feminină este energia care merge spre viață. Nu în sensul de moarte a trupului, ci în sensul de finalitate a orice. Finalitatea unui proiect, finalitatea unei creații, rezultate, mm-hmm. Exact. Pe când energia feminină e despre viață, despre creație, despre flow, mm-hmm. despre a fi all over the place. Și de asta femeile tind să se piardă în proces, pentru că ele creează în proces și procesul acela tinde să se complice, să crească exact ca o pădure. Iar noi bărbații avem nevoie să terminăm lucrul și să ajungem, ok, am planificat, am structurat, trebuie să ajung până în punctul D și acolo am bifat. Noi bărbații trebuie să, ai spus asta din ea, ori doar că nu e chiar așa. Serios. Adică să-ți spun la ce mă refer. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi avem și masculin și feminin în noi. Asta e asta și clar. Da. În momentul în care tu îți dai seama că în orice faci tu în viața ta, că e vorba de relația de cuplu, că e vorba despre cariera ta, ai nevoie să fii un pic mai masculin, dar nu neapărat în sensul de masculin în comportament, ci de masculin în energie. Adică să împrumuți din abilitățile energiei masculine ca să poți să-ți aduni energia feminină de peste tot. Mm-hmm. Dar câți dintre noi știm să recunoaștem energia masculină în viața reală astăzi? Cum o vezi? Cum o recunoști? Energia masculină se vede din organizare, structură, adică este acea energie care planifică, care are acel rezultat foarte clar definit, cum ai zis și tu. Energia masculină este cea care este în acțiune, dar structurat în acțiune. Adică nu este vorba doar de, hai să facem. Sunt foarte mulți bărbați care sunt hiperactivi. Exact. Dar nu neapărat au energie masculină. Exact. Energia masculină înseamnă să ai un obiectiv, înseamnă să ai o direcție, înseamnă să ai un plan, o strategie de a ajunge acolo. Energia masculină înseamnă determinare. Determinarea înseamnă să nu te lași până nu obții rezultatul acela. Mulți confundă cu încăpățânarea. Încăpățânarea nu este o energie masculină. Încăpățânarea este un defect masculin. Okay. Determinarea, în schimb, ca tu să te adaptezi și să reușești să în ghilimele să folosești energia feminină din jurul tău, să obții un rezultat, asta înseamnă energie masculină. Și da, sunt foarte mulți bărbați care confundă faptul că merg la sală și se țin de seală și arată într-un fel masculin foarte fain, respectiv că sunt foarte duri poate sau foarte reci, au senzația că iau energia masculină trezită. Nu, energia masculină trezită înseamnă în același timp foarte multă iubire, foarte mult respect față de energia feminină. Nu ai cum să spui că ești cu energia masculină trezită atât timp cât nu respecti energia feminină. Adică atât timp cât comentezi răutăcios sau ești critic sau ești bârfitor la adresa femeilor, nu ai energia masculină trezită, ai niște defecte masculine foarte bine trezite. Și dacă vrei să-ți trezești energia masculină înainte de toate, este vorba despre a fi foarte clar în ce direcție mergi în viață, ce rezultate vrei să obții, care sunt obiectivele tale, care este în general planul pentru viața ta. De acolo începe energia masculină. Să-ți pentru că astea sunt fundamentele energiei masculine, de fapt, pe care dacă un bărbat învață să le exprime, pe lângă faptul că are trăsăturile biologice și tehnice de bărbat, va avea și energia. Corect. Asta înseamnă să-ți asumi natura înainte de toate. Da.
Și aici intervine acele schimbări despre care spuneam la început, în care noi, ca femei, am învățat că trebuie să fim alea puternice și că, ar trebui să ne comportăm ca niște bărbați și că nu mai fi atât de sensibilă man up. Dacă mi-am spune cineva odată man up, o să mă enervez rău. Și mi se pare că încet, încet femeile au preluat din elemente exterioare, respectiv loc de muncă, carieră, business, au preluat energia masculină fără să-și dea seama că au sufocat-o pe cea feminină. Da, asta se întâmplă foarte des. Chiar discutam cu Cami zilele astea. Stătea ea așa, cum face ea, cu energia ei feminină în care studiază și adună o grămadă de informații și după aceea, dintr-o dată, are așa o revelație. Și zice, Zolta, mi-am dat seama că toate lucrurile pe care noi le învățăm, toate regulile, toate principiile, toată știința inclusiv care se petrece în lume astăzi, este de origine masculină. Adică inclusiv public speaking-ul, da, unde sunt foarte mulți bărbați, are niște reguli de cum trebuie să structurezi o prezentare, cu ce trebuie să plece de acolo, cum spui poveștile, toate astea sunt chestii masculine. Uh-huh. Adică faptul că trebuie să ai o structură de un anumit fel, asta e o chestie masculină. Uh-huh. Femeia vine și pur și simplu structurează din mers niște lucruri și aduce în manifestare din intuiție și din simplu ei fel de a fi niște informații. Și atunci, da, trăim într-o lume în care femeile, pentru a putea face față, cum ar veni, pentru a putea să se ridice la aceleași nivele de așteptări, s-au masculinizat foarte mult și trăim într-o lume în care știința nu mai acceptă intuiții, știința nu mai acceptă o presupunere care ulterior să o demonstrăm, ci trebuie demonstrat totul așa structurat și pas cu pas cum fac bărbații. Nu poate să vină o femeie și zică, măi, eu simt o chestie și mă duc să caut treaba respectivă. Și nu, stai puțin, nu merge chestia asta cu simt, cu intuiesc, cu... Nu, noi avem nevoie de demonstrații, avem nevoie de cifre, avem nevoie de planuri și multe femei, din păcate, au uitat de natura asta feminină care ține de actul ăsta de a hrăni, de a susține pur și simplu, de a educa prin stare, prin compasiune, prin blândețe, prin afecțiune și au trecut în zona asta masculină de a ține hățurile angajaților din forță și din, o atitudine asta de general de armată în care trebuie să mă impun cu forța pentru că așa fac bărbații. Cum arată o energie feminină exprimată în viața reală? Asta e o întrebare capcană sau? Încerc să caut elemente pe care dacă cineva care ne ascultă acum le-ar căuta, ar putea să le identifice foarte ușor ca să poată să le preia. De exemplu, când am început eu procesul ăsta de descoperire a energiilor și să înțeleg de ce, da, mă ajută și m-a ajutat foarte mult faptul că am energia masculină de structurare și planificare, că la urmă urmei asta fac, asta mi-e munca, dar am alunecat atât de mult într-acolo încât am uitat complet de partea mea feminină și când a fost vorba să încep să educ feminitatea pe care nimeni nu ți-o poate scrie ca o definiție pe o foaie, am început cu elemente externe. Legat de felul în care te îmbraci, legat de accesoriile pe care le porți, legat de faptul că într-o dimineață îți vine să te îmbraci în cel mai larg training de bumbac fără nicio formă și te răzgândești și ți-e exact rochea aia care ar trebui să demonstreze foarte multă feminitate. Poate o femeie să observe în jurul ei elemente externe ca să își educe încet, încet feminitatea? Cu siguranță că da, pentru asta ar trebui să ți-mi faci un podcast și cu Cami, pentru că ea despre asta predă. Eu, cum văd o femeie, este înainte de toate ca o ființă care răspunde la energia masculină. Adică, energia masculină este cea care vine și are niște planuri, are niște strategii, are niște idei. Uh-huh. Energia feminină, ce o să facă, este să îi puncteze toate slăbiciunile posibile pe drum, asta ca să se asigure că bărbatul chiar o să ajungă unde vrea să ajungă. Ok, deci asta e felul ei de a avea grijă de el? Da, asta e felul ei de instinctul feminin, instinctul matern, care atunci când vede un copil care este în bălării și urmează să meargă cu furculița la priză, o să zică, copile, nu se face chestia asta, sau, nu știu, cum au lăsat părinții mei, de exemplu, maica mea tot îmi zicea când mă jucam cu chibriturile, Zoltanca nu se arde și m-a lăsat să mă ard. Energia feminină este cea care în același timp și susține și hrănește. Adică zilele astea am avut o mică problemă de sănătate, aveam așa un disconfort și mi-era foarte somn și eu sunt obișnuit să fiu la nivel de performanță și să fiu foarte activ în relație, uneori obosesc pe Cami și ea a venit la mine și
cumva a avut grijă de mine și i-am zis, așa e că pot să nu fiu la nivel de performanță acum și chiar dacă mi-e foarte somn și eu să dorm, așa e că nu o să mă părăsești, ăsta e copilul din mine. Și ea a zis, tu știi foarte bine că atunci când îți este greu, sunt mai mult lângă tine decât oricând. Și asta e pentru mine energia feminină. Exact. Care, da, când am slăbiciuni și când mă cred eu mare macho, așa mă taxează de... Trebuie să stau să mă gândesc, oare ce voia să-mi zică chestia asta? Iar când are nevoie cineva de grijă și de atenție în... cu adevărat, nu doar că își plânge de milă, atunci e acolo și hrănește și susține. Respectiv, energia feminină este cea care, din punctul meu de vedere, preia pur și simplu felul de a fi inspirațiile sau ideile bărbatului și le pune în practică fără ca el măcar să-și dea seama de asta. Ar fi bine să fie un bărbat conștient și să-și dea seama că femeia de lângă el, de fapt, exprimă și manifestă lucruri pe care el și le dorește. Dar energia feminină o să facă asta într-un mod spontan, cam cu toată energia masculină, cu toți bărbații. Adică o femeie care este foarte feminină o să vină în întâmpinarea nevoilor bărbaților din jur, în special a iubitului sau bărbatului care e bărbatul ei, cum ar veni, fără măcar să-și dea seama. Asta e și de bine și de rău, pentru că o să vină în întâmpinarea nevoilor lui conștiente și pozitive, dar o să vină și în întâmpinarea nevoilor lui inconștiente. Adică dacă tu ai un șablon în care ai nevoie de ceartă, din energia mea feminină o să fiu acolo ca să-ți împlinesc nevoia. Exact, aia. Cum zice vorba la români, o nevastă bună poate să facă ciorbă și scandal din orice are la îndemână. Și asta înseamnă energia feminină, care pur și simplu, fără măcar să-ți dai seama de unde vine, nu are o logică pe care noi bărbații o calculăm și o matematicizăm, ea vine cu anumite inspirații, vine cu anumite răspunsuri chiar, pe care dacă noi bărbații căutăm să le integrăm în logica noastră și în felul nostru de a fi, putem să avem inspirație de la un nivel mult mai înalt decât până unde vedem noi. Gândește că noi bărbații tindem să analizăm, să gândim totul cu creierul lent, partea noastră logică, rațională, care gândește secvențial. Femei, pentru femei, intuiția înseamnă o formă de analiză atât de complexă încât este de neînțeles pentru mintea rațională. Ei, această intuiție, această simțire este o analiză mult mai avansată decât ce putem face noi bărbații. Doar că nu ne dăm seama, pentru că noi ne așteptăm să demonstreze pas cu pas. Și vine Camila la mine din când în când și îmi spune, Zoltan, dar nu, ceva nu e în regulă cu chestia asta. Îi comunic eu un plan sau o decizie și nici nu știu sincer ce să zic. E, când ea spune chestia asta, pentru mine e un semn foarte clar că undeva există niște informații de care chiar nu țin cont. Chiar dacă tu nu le vezi. Exact, chiar dacă eu nu le văd. Dar numai că asta este o formă de înțelepciune destul de înaltă, să poți să recunoști acel al șaselea simț al femeii despre care s-a făcut, a devenit foarte comercial, ca să spunem așa, dar dacă e să vorbim la nivel energetic, există o intuiție în femei. Și o spunem acum și rămâne înregistrat. În eternitate. Că există o ceva, îi spunem intuiție, feminină, care o să vină în mijlocul zilei să zică, vezi că nu faci bine și când tu ai să o întrebi de ce, ea nu o să poată să-ți dea răspunsuri logice, dar o să spună, ascultă-mă și ai încredere în mine că știu ce simt. Energia masculină trezită, conștientă, cea care respectă pe bună energia feminină, din punctul meu de vedere, e cea care spune, ok, recunosc, mi-e greu să digeri informația asta, dar pot să accept. Sau nu înțeleg de nicio culoare ce vrei să spui, dar mă iau după ce simți tu și o să am încredere să fac așa cum sugerezi tu. Sau cel puțin să ții cont de informațiile care vin. Exact. Adică da. De foarte multe ori, diferența e destul de simplă, chiar la nivel biologic avem diferența asta. Noi bărbații nu suntem conectați deloc cu creierul nostru emoțional, suntem conectați doar cu gândurile noastre foarte puternic, nici acolo nu foarte puternic neapărat, iar femeile sunt foarte puternic conectate cu lumea emoțională. Ei, creierul emoțional procesează mult mai multe informații, stimuli, tot ce înseamnă trecut, tot ce înseamnă șabloane, tot ce înseamnă persoane implicate, acolo e un volum imens de informații. Pentru că n-ai cum să să-l interpretezi la nivel rațional, să analizezi toate secvențial, pentru că e imens, adică e de mii de ori mai multe informații decât ce putem procesa la nivel conștient rațional. E, femeia de acolo, din informațiile respective, vine și zice... ceva nu e în regulă. Bărbatul vine și din informațiile pe care le procesează secvenția, care sunt foarte puține, deci realmente foarte puține, zice, păi nu, că eu m-am gândit, am analizat. Cât ai analizat, frate? Cât poți tu analiza la nivel rațional este infim față de tot volumul de informații de care femeia ține cont atunci când zice, eu nu cred că o să meargă chestia asta. Și aici e diferența. Aici este nevoie de respect din partea bărbaților față de acest mod de a procesa informații.
Acest mod care se bazează pe sentimente, pe emoții, pe reacții, nu se bazează pe raționament, că noi n-avem acces la asta. Uh-huh. Evident, femeile, dacă vor să folosească aceste informații, trebuie să învețe să aprecieze energia masculină care poate structura. Adică vine femeia și zice, eu așa simt să, nu știu, să mergem undeva într-o vacanță așa pur și simplu și ea simte chestia asta, abar n-are cum ar putea să fie posibilă treaba respectivă. Bărbatul este cel care o să vină, ok, o să mă gândesc, fac un plan pentru chestia asta, uh-huh. Am încredere că dorința ta are în spate ceva care e important pentru tine, pentru mine, poate pentru amândoi. Uh-huh. Și o să structurez chestia asta, o să o fac posibilă pentru tine în planul ăsta fizic. Uh-huh. Până la urmă, din ce spui tu, apropo de matematica pe care o tot numești tu, pare că atât de frumos ne-am completat dacă am fi conștienți. Dacă, da. Bine, da. Atâta tot. Din punctul meu de vedere, lucrurile se rezumă la un lucru foarte simplu. Să îți cunoști interesul. Atâta tot. Adică, dacă ești într-o relație de cuplu, sau nu contează și dacă nu ești, ești bărbat, ești femeie, interesul tău personal este să îți fie din ce în ce mai bine în viață. Corect? Da. Deci asta e interesul. Uh-huh. Pentru chestia asta, mai devreme sau mai târziu, ai nevoie să depășești anumite blocaje și limitări. Uh-huh. Ei, dacă ai dat de blocajul ăla și nu poți să-l depășești cu felul tău de a fi și cu informațiile pe care le deții, e nevoie să aduni alte informații. Păi, uh-huh. Destul de simplu. Uh-huh. Ei, aceste alte informații sunt fix lângă tine. Mai ales dacă ești într-o relație de cuplu sau și dacă pur și simplu interacționezi cu alți oameni, atunci când observi că un anumit fel de a gândi te enervează sau te supără sau te deranjează, e un semn că treaba aia e importantă pentru tine. Uh-huh. Că o respingi. Că aia e ceva care undeva în structurile tale are o importanță, are un impact, doar că nu îți dai seama de care. Uh-huh. Și o respingi. Uh-huh. Și la fel se întâmplă în relație de cuplu. Vine femeia și începe. Păi da, dar uite-te că n-ai fost în stare să iei o pâine, că n-ai fost în stare să cumperi nu știu ce. Și bărbatul se enervează, zice, băi, pe ieri am luat pâine, astăzi n-am luat pâine și acum pentru chestia să te enervezi. Nu, n-are nicio legătură. Femeia aia s-a legat de o stare de a ta, de inconștiență, de ignoranță, probabil zilele trecute ai greșit cu alte chestii, nici măcar nu și-o dat seama fata, dar reacționează. Uh-huh. Și dacă eu ca bărbat nu țin cont de informațiile alea care sunt acolo lângă mine, care au legătură cu mine, cu viața mea, cu femeia pe care am ales-o, înseamnă că-s fraier. Ar ajuta foarte mult dacă ar învăța și ea cum să vorbească cu el, încât el să înțeleagă. Ajungeam și aici, că inclusiv femeia, atunci când începe să cicălească și vede că bărbatul ăla se îndepărtează de ea, păi frate, dacă îți cunoști interesul... Adică dacă vrei chestia, relația, da, aia. Exact. Uh-huh. Adică amândoi suntem ceva de genul... Bun, dacă eu fac în continuare ce făceam, adică critic femeia, tot timpul sunt agresiv sau sunt frustrat și când vine ea o resping și văd că se îndepărtează și din ce în ce mai nasol, oprește-te, omule. La fel și femeia, dacă vezi că cicălealea îl îndepărtează, devine din ce în ce mai agresiv, din ce în ce mai nervos, păi oprește-te. E interesul tău, înainte de toate, uh-huh. ca să fie armonie în relație cu sexul opus. Cred că asta ar putea să fie un indicator foarte bun ca să-ți dai seama de vorba aia, nu mai știu exact, cred că T. Harv Eker o zice, cu poți să ai dreptate sau poți să fii fericit. Da, nu știu exact cine ce, dar da. Adică, nu există alte variante. În momentul în care tu te cerți în continuu cu ea sau cu el și cicălești și puși încă o dată și încă o dată, la un moment dat va trebui să alegi ce e mai important pentru mine, să fiu fericit cu persoana asta lângă mine sau să am dreptate în fața persoanei astea. Să am dreptatea pe care o cred eu, atenție. Da, să-mi obțin eu confirmarea. Da, să obțin eu că da, eu am avut, gata, n-am mai cedat, am câștigat. E ca și cum ar fi o luptă. Uh-huh. Dar într-o luptă nu avem cum să ne completăm, cineva va pierde. Că de aia e luptă. Da. Cum se întâmplă în relația de cuplu cu energia masculină și energia feminină? Foarte distractiv. Înainte de toate, oamenii tind să echilibreze treaba asta. De exemplu, eu, înainte de relația cu Cami, aveam o energie mai feminină, așa, chiar râdea de mine Cami de foarte multe ori, că sunt așa mai venusian în gesturi și în atitudine și în modul în care explic și cum gesticulez cu mâinile. Și ea era mai dură, mai rece, mai tehnică, așa, foarte tăioasă, mai masculină, așa, de felul ei. Și noi am învățat unul de la celălalt ce înseamnă energia feminină-masculină. Adică ea venea la mine și zicea, nu simți nevoia să ieși și tu cu băieții. Și eu eram ceva de genul, ce băieți? Adică nu prea aveam bărbați în jurul meu. Iar eu îi reproșam că nu este deloc afectuoasă, că nu-și exprimă sentimentele, că nu vine către mine cu nimic. Erau momente în care ziceam, Cami, dar chiar am nevoie să mă ajut să depășesc chestia asta și era ceva de genul, cum adică să te ajut, na, serios, ce bărbat ești tu? Adună-te și exact, gata. Man up.
Ei, treptat am învățat amândoi să echilibrăm. Adică eu să-mi trezesc energia masculină și să construiesc pe această stare de determinare, de hotărâre, de fermitate, claritate, conștiință. Iar ea să-și trezească energia feminină și să fie mai afectuoasă, mai drăgăstoasă, mai prezentă, mai dăruită. Adică ei i-a luat ani de zile până să înțeleagă de ce este important pentru mine să trimită un SMS înainte să întârzie. Sau dacă nu mai vine, de exemplu, la mine. Eu mă trezeam după vreo oră, tu fetița, nu mai vii? Am uitat să zic că nu mai vin. Este din genul ăsta. Pentru că pur și simplu ea a trebuit să învețe să includă pe ceilalți, așa cum face o femeie într-un mod natural, mm-hmm. să includă pe toți ceilalți în viața ei, iar eu ca bărbat mai feminin a trebuit să învăț să știu ce vreau eu de la viață. Mă întreba, ca să înțelegi diferența energiei masculine feminină, eu mergeam la ea, energia mea feminină, ziceam, ok, este o petrecere, vrei să mergem? Ea, cu energia ei masculină, răspundea, de ce mă întreb pe mine? Tu vrei să mergi? Și eram, să mergi tu. Da, da, era ceva ce, de acum, nu, mergem împreună. Păi tu hotărăște-te dacă vrei să mergi, nu trebuie să depindă de mine chestia asta. Adică energia masculină este mult mai independentă, nu ține atât de mult cont de restul lumii și treptat am învățat amândoi să ne armonizăm aceste aspecte. Nu este obligatoriu să pornești direct, gata, bărbatul trebuie să fie semizeu și femeia semizeița și atunci împreună o să fie fericiți. Ideea este ca amândoi să aibă această dedicare sau acest interes, sau măcar unul dintre ei, de a-și armoniza propria energie, pentru că celălalt va urma aproape automat procesul. Pentru că atunci când tu alegi să te transformi, celălalt are doar două opțiuni. Da, se schimbă sau se schimbă. Funcționează, nici nu cred că e corect să spun funcționează, e adevărat că într-o relație ea iubește mai mult? Nu. Nici ea ca energie, nici ea ca femeie? Știi cum e chestia asta cu iubirea? E un concept despre care putem să discutăm în un episod întreg de podcast. Pentru mine, iubirea înainte de toate înseamnă absența stărilor negative. Față de cealaltă persoană? Față de cealaltă persoană, da. Adică așteptările sunt stări negative. Dorința este o stare negativă. Presiunile, reproșurile, frustrări, critici, nemulțumiri. Tot felul de lucruri de genul acesta când apar, aia nu mai e iubire. Dar cum poți să nu ai așteptări de la omul pe care îl iubești? Da, foarte bună întrebare. Durează niște ani de zile, probabil, pentru unii, cred că vieți, să înveți, dar cu toții am auzit de conceptul ăsta de iubire necondiționată. Da. Ei, iubirea necondiționată este chestia care nu pune condiții. Că sunt mulți. Eu te iubesc fără să-ți cer nimic. Îți cer doar să și urmează ce-ți cer. Ei? Așa cum se spune că răbdarea e chestia care nu se termină. Dacă s-a terminat, nu era răbdare. Uh-huh. Și atunci, iubirea în relație pentru mine înseamnă, înainte de toate, să urmărești să-ți depășești tu stările tale negative. Să urmărești tu să devii varianta ta din ce în ce mai bună. Și atunci o să poți, într-adevăr, să nu ai așteptări, pentru că tu tot lucrezi cu tine. Atenția ta este la cine ești tu, nu este de ce trebuie să facă ălălalt. Ca să fii tu într-un anume fel. Da, ca să pot eu să mă simt într-un fel sau altul. De ce se simte că el pierde din putere și că femeile trebuie să preia acum mai mult frâiele unei relații? Din păcate, discutam cu Cami de foarte multe ori chestia asta, nouă bărbaților în lumea asta ne este destul de ușor, pentru că sunt foarte multe femei feminine, frumoase. Dacă ești bărbat și ești un bărbat centrat cu adevărat și puternic, pentru că energia feminină este receptivă, se va mula pe energia masculină. De asta, referitor la întrebarea pe care ai pus-o, dacă femeile iubesc mai mult sau nu, pare că femeia iubește mai mult pentru că ea asta face prin natura ei, se mulează pe structura masculină. Nu este vorba de iubire mai mult sau mai puțin, este pur și simplu natura energiei. Masculinul stă în centru, femininul se mulează în jur și atunci pare că femeia este cea care merge către bărbat. În acest moment, din păcate, sunt foarte puțini bărbați și nu este părerea, nu este doar părerea mea, este părerea foarte multor femei cu care am discutat, sunt puțini bărbați care să fie determinați, puternici, centrați, stabili emoțional, să știe ce vrea, să fie în același timp și cu compasiune, să fie și cu răbdare, să fie și cu apreciere și respect față de energia feminină și cu asumare a cine sunt și ce vreau de la viață. Și atunci, din păcate, asta degradează energia masculină și este mult mai ușor pentru o femeie să-și completeze energia ei feminină cu energie masculină decât cum este pentru un
bărbat să completeze cu energia feminină. Adică, voi femeile, prin natura voastră, aveți acest instinct matern. Uh-huh. Voi trebuie să puteți să oferiți unui copil tot ce are nevoie. Deci dacă cumva, nu știu, bărbatul vostru moare în luptă cu ursul sau cu tribul vecin, voi trebuie să puteți să preluați aceste atribuții masculine de a proteja copilul respectiv, de a găsi hrană, de a vă descurca pentru a apăra puiul ăla. Atunci voi instinctiv aveți tendința că atunci când un bărbat e în bălării și când vedeți că nu e în stare de ce ar trebui să facă și nu funcționează ca bărbat, să preluați controlul automat. Și puteți mult mai ușor să completați decât un bărbat care este antrenat să ucidă animale și să ucidă alți oameni, să devină afectuos și să înțeleagă cum funcționează toată lumea emoțională, să înțeleagă cum funcționează un copil și să-i ofere ceea ce ar avea nevoie copilul ăla ca educație din partea mamei. Și de asta, în societatea de astăzi, e mult mai ușor ca într-o relație în care bărbatul e mai moale, puțin bărbat, să zicem așa, femeia să preia conducerea și el să zică, nu, bine, dacă avem cine să conducă, eu ce să mă mai stresez? Facem cum zici tu. Și atunci nu moare el ca bărbat? Ba da, treaba lui. Adică, știi cum e? Pe lângă că te crezi bărbat și zici, păi eu sunt bărbat, stai puțin, cine e bărbatul aici? Și te crezi șmecher, te crezi mai inteligent, că din păcate, la nivel subconștient colectiv, avem programarea asta, că noi bărbații suntem oarecum superiori, pentru că sute de ani. Adică gândește-te, acum ceva vreme încă negociam noi bărbații dacă femeia are suflet sau nu. Ce drăguți sunteți că v-ați decis că avem. Ne-am hotărât că aveți. Mulțumim. Și în sfârșit puteți și voi să existați alături de noi, dragă. Iuhu. Și atitudinea asta este de fapt de frică, de frustrare, de lipsă de control, pentru că asta era problema mare a bărbaților, că nu suntem în stare să ne stăpânim, că apare o femeie care este suficient de atrăgătoare și de magnetică din punct de vedere sexual și ne pierdem. Vă și controlează atunci pe toți. Exact. Și atunci mai bine hai să ne decidem că femeia este îngrozitoare și cumva trebuie să o supunem și să o ținem într-o cușcă, dacă se poate, în loc să respectăm energia feminină, mai ales că femeia, că vrem sau nu să acceptăm noi bărbații, este mai puternică și este mai înțeleaptă decât noi. Noi putem să ajungem într-adevăr să creăm niște lumi întregi, să creăm în capul nostru, dar fără femei nu avem cum să manifestăm chestia asta. Obișnuiesc să spun că dacă n-ar fi femeile, noi bărbații nici fotbal n-am jucat, înțelegi? Nici măcar la meciuri nu ne-am uitat, atât de lipsiți de orice fel de motivație am fi. Pentru că dacă te uiți un pic în jur, toți bărbații, de ce fac ceea ce fac, este pentru a obține mai multă putere, mai mulți bani, mai multă poziție socială, mai mult respect, mai multă recunoaștere. Dar dacă n-ar fi femeile pentru care se facă chestia asta, nu ne-ar interesa. E vorba de instinctul nostru de mascul alfa, care dacă eu sunt masculul alfa, de fapt am toate femeile pe care eu mi le doresc. Altfel nu poți fi mascul alfa. Altfel n-ai cum. Deci statutul tău este de fapt determinat de energia feminină din jurul tău. Corect. De asta, de exemplu, noi bărbații ne uităm instinctiv după femeile altor bărbați, nu pentru că ne interesează foarte tare cât de bună e femeia respectivă ca să am ceva, ci pentru că inconștient așa evaluăm valoarea bărbatului respectiv. Adică tu l-admiri pe el pentru ea? Da. Deci adică, dacă eu văd o femeie foarte frumoasă și foarte feminină și care mie îmi place ca femeie, că este cu un bărbat, ar fi absurd să stau și să judec pe ăla de vreme ce ăla o are pe ea. Da. Și eu n-am. Adică eu am pe a mea, care e cea mai faină, asta e altă poveste. Da, dar ca și comparație, sunt mulți bărbați care și sunt și singuri, nici măcar una n-au, știi? Dar se uită la femeile altora și zic, uite-te și la fraierul ăla ce femeie faină are. Bă, fraierul ăla o are. Tu stai și comentezi. Foarte interesant. Într-o relație de cuplu, cât de mult contează să te cunoști inclusiv la nivel energetic cu celălalt? Contează doar în măsura în care vrei să-ți fie mai bine. Adică, dacă ți-e bine așa cum ești acum, lasă exact, așa. Exact. Dacă ție ți-e bine și tu consideri că funcționează totul exact așa cum vrei tu, atunci da, lasă-o așa. Dar dacă tu vrei să treci la următorul nivel, atunci este cazul să te cunoști. De exemplu, pentru mine, meseria de iubit este o meserie care se învață și în care există, cum să zic, checkpoint-uri și există nivele de performanță în diverse indicatori de performanță. Adică, uite energia masculină. Aici e șmecheria. Adică inclusiv pentru mine în pat, există există niște indicatori de barometri, performanță. Nu poți să stai și să zici, nu, s-a fost bine. Și să, ce să zică săraca, că nu, trecut vreo 5 minute între și o să zică da, nu, ce să zică, că doar e curat că zice că nu, după aia o să te superi și o să te mai și enervești, poate după aia mergi la alta. Nu, las că zic că e bine, tu ești bărbatul, da.
Știi? Mm-hmm. Deci, pentru mine asta înseamnă energie masculină. Ok, îmi verific performanța, văd cine sunt, înțeleg care mi-s defectele și după aceea lucrez pe măsură ce pot. Îmi asum defectele pe care le am. Asta e un punct foarte dureros. Nu trebuie să recunosc în public, dar eu le știu și lucrez la ele. Ce poate să facă o femeie care este acum într-o relație? Sau nu, cum poate să-și folosească o femeie energia feminină ca să înfrumusețeze o relație? Păi înainte de toate să se înfrumuseze pe ea. Adică să se ocupe ea de energia ei feminină, plus ce mai poate face, să nu uităm că voi femeile sunteți cele care aveți energia creatoare, adică voi dați viață. Dacă o femeie non-stop vede în bărbatul ei numai defectele lui, o să-i fie lui foarte greu să iasă din chestia respectivă, că voi creați prin energia asta. Deci dacă eu te văd pe tine ca fiind, nu știu, slab ABCD, și, da, așa, s-ar putea ca din energia mea, din puterea mea de creare, de fapt chiar să-ți dau chestia? Da, și să mă susții în a deveni exact așa. Uai, păi asta e foarte... E foarte. Mai ales pentru femeile care sunt extrem de cicălitoare și mai ales pentru femeile care, ca mine, recunosc. Foarte mult timp am fost pe sistemul, dar îți spun de drag. Da, îți da, spun da. Pentru că vreau să fii perfect. Da, lui Camille a luat câțiva ani de zile până când a înțeles cât de important este pentru un bărbat să fie susținut, nu educat. E o diferență foarte mare. Da. Și pentru mine susținut înseamnă că atunci când un bărbat chiar obține un rezultat sau se întâmplă ceva, chiar să-l apreciezi pentru chestia asta și gândește că totuși e bărbatul pe care tu l-ai ales, tu l-ai luat, adică nu e ca și cum din greșeală l-a ajuns lângă tine și tu zici, bă, păi a ajuns ăsta lângă mine, nu-i bun. L-ai ales, l-ai luat, ăla avea niște calități când l-ai luat, știi? Că ție ți-au crescut standardele și așteptările între timp, s-ar putea să fie foarte important pentru tine, dar modul în care tu comunici acele standarde, modul în care atragi atenția, modul în care îl atași sau îl susții, o să definească modul în care reacționează bărbatul ăla. Da, un bărbat hiperconștient și un bărbat care își cunoaște toate slăbiciunile, în momentul în care vine femeia și îi spune, uite-te că astăzi ai avut atitudine foarte aiurea, o să zică, da, așa este, am avut atitudine foarte aiurea, I'm working on it, da, e sub control, e în regulă și nu se simte atacat. E foarte greu. Adică noi trebuie să ne depășim instinctul de mascul alfa ca să putem să zicem, da, am o slăbiciune, da, am făcut o greșeală. Instinct care este cel mai adânc, ține de instinctul de supraviețuire a speciei, nici măcar a individului. Și pe lângă asta, pe lângă faptul că biologic este în voi, mai există și o societate care a făcut tot ce a putut ca să omoare orice urmă de emoție în bărbat. Corect. Adică tu ca bărbat nu cumva să se vadă că te doare ceva, nu cumva sau să exprimi. Sau că ai vreo slăbiciune. Exact. Fel. Ai nevoie să porți niște măști în care tu să fie la perfectă, la tare, la care nu plânge niciodată, la care nu contează că tu ești epuizat psihic sau fizic și efectiv, bă, azi nu pot, tu trebuie să fii acolo pe baricade. Corect. Și între bărbați mai ai voie poate să recunoști, dar față de o femeie niciun caz. Adică acolo, acolo începe asumarea unei vulnerabilități. Când față de femeia ta poți să recunoști, da, mă, în acest moment chiar nu pot. Adică, da, știu că te aștepți de la mine, că vrei, că așa, dar în acest moment nu pot. Dar atenție, în restul timpului să poți. Adică sunt mulți care, păi, nu sunt în stare, uite că nu merge, nu funcționează. Asta e victimizarea. Da, exact. Da, da, mulți confundă vulnerabilitatea cu victimizarea. Nu, vulnerabilitatea poate să vină după ce ai fost bărbat foarte mult timp. Sau și ai fost bărbat, las-o așa, nu foarte mult timp. Ok, ai fost bărbat. Negoci un pic. Și după aceea când vii, cel puțin eu ca femeia asta simt, când un bărbat pe care îl admir și pe care îl simt în energie masculină, fain și îmi place, în momentul în care vine spre mine și îmi spune, băi, uite, acum mă simt moale, acum nu pot, mi-e și mai mare admirația și respectul față de el. Corect. Adică cam așa funcționează dinamica admirației sănătoase. Nu cu sunt tot timpul minunat, perfect, un semizeu și eu nu greșesc absolut niciodată și apoi la un moment dat o să clachez, că așa funcționează viața. Și când clachez, ea să fie un fel de, aoleu, dar de unde? Dar cum? Da, ce dar s-a întâmplat, dragă? Ce s-a întâmplat? Păi, tu nu erai, trebuia să fii, trebuia da, să... Și multe femei au aceste atitudini. Chiar a fost o fază drăguță cu... unii cu care am lucrat, el cu ea, el i-a zis de la început, uite, sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele, deci de la început relații, da? Și i-a spus, uite, no, nu știu cum o să fiu, cât de bine o să fiu în perioada asta, și a fost, a ieșit foarte fain, adică a avut un început de relație foarte frumos, după care el, no, au început perioada anumite teste, era o perioadă grea, a revenit cumva,
Și ea i-a zis, bă, dar e foarte nasol, adică cum faci chestia? Adică mai bine era mai nasol la început și era mai din ce în ce mai bine și acum eu ce să fac? Adică eu nu pot să duc chestia asta ca acum bruscă. Și eu mă gândeam, ok, dar stai puțin, tu ca femeie, ce înseamnă de fapt iubirea? Ce înseamnă de fapt să-l susții pe celălalt? Adică dacă la început era mai nasol și după era mai bine și după iară era nasol, tot acolo eram. Știi? Uh-huh. Dar evoluția nu se întâmplă liniar, în care uh-huh. se așteaptă amândoi bărbatul, dacă mai este, dacă la început femeia este foarte trezită și foarte deschisă, afectiv și erotic, n-am zice, gata, m-am prins-o de acum, e foarte fain. Uh-huh. Sau femeia să vadă un bărbat care este, cum zic, foarte puternic, cel puțin în societate, cel puțin în de față cu alții și după aia când ajunge acasă, este obosit sau nu are chef de nimic, știi? E, când se schimbă dinamica relației, acolo se vede dacă iubești sau nu iubești. Pentru că o relație nu înseamnă să fie lucrurile într-un fel. O relație înseamnă că s-ar putea ca astăzi să fim prieteni, mâine să fim iubiți, poi mâine să fim amanți, că nu avem timp să ne vedem decât să facem dragoste și după aceea să fim dușmani pentru că ne-am enervat pe ceva. Uh-huh. Asta înseamnă o relație. Și de să orice rămâi fel. Acolo, chiar dacă treci prin stările astea. Exact. Să reușești să spui, da, asta e persoana pe care am ales-o, nu mă identific cu starea de moment și acum gata, s-a terminat totul, ci într-adevăr să iubești persoana aia, căci că atunci când ne îndrăgostim îi spunem, vai, dar așa de fain se potrivește totul și așa te iubesc și te vreau cu totul, dar dacă mă vrei cu totul o să vină și mai dark side la un moment dat. La fel cum și tu ai eu. Exact. Și atunci hai să te văd, mă vrei cu totul? Mă vrei cu energia mea masculină care uneori s-ar putea să devină destructivă și agresivă și simt nevoia să intru în luptă cu diverse chestii din jurul meu? Că atunci când, are o vorbă, cred că Chet Holmes spunea, că atunci când vremurile sunt bune, orice idiot poate să conducă. Corect. Și? Adică dacă noi ne înțelegem și toată lumea e perfect, uai ce fain e relația noastră. Uh-huh. Și când apare defectul unuia sau celuilalt, imediat încep problemele. Păi stai puțin, tu nu erai așa. Păi, ba da, eram așa, dar nu atunci. Adică așa acum sunt mă eu. Vezi. Și da, și energia masculină are un dark side. Adică noi din când în când trebuie să intrăm în luptă pur și simplu și nu toți găsesc o soluție cum e fotbalul sau jocurile pe calculator. Uh-huh. Unii găsesc soluția de a intra în luptă cu femeia de lângă ei. Uh-huh. Unii găsesc soluția de a, nu știu, a porni tot felul de războaie cu diverse persoane. Da, energia feminină are the dark side de a fi foarte bleagă și a intra uneori în starea asta de victimizare sau de blazare sau pur și simplu de zona asta de critică în care intrați în instinctul matern și atunci fiecare dintre noi o să trebuiască să fie pregătit, măi, stai puțin. Se va întâmpla să ajungem și în punctul ăla și e o iluzie să ne prefacem că nu se va întâmpla. Corect, adică dacă eu ca bărbat cunosc o femeie care este în perioada ovulației și este super trezită erotic și este o mică animăluță în pat și zic, uai Dumnezeule ce am prins, după care trec cele 5 zile, știi? Și urmează o perioadă în care energetic ea este jos și n-are chef de nimica și poate chiar mă respinge și vrea să fie singură, stai puțin ce se întâmplă, unde e femeia? Știi? Și aici sunt niște jocuri pe care dacă nu le înțelegem un pic mai de deasupra, ce înseamnă energie masculină, ce înseamnă energie feminină, cum se îmbină ele, atunci avem senzația că viața ar trebui să fie foarte simplă și nu este. Cum arată o energie masculină trezită într-o relație? Foarte frumos. Energia masculină trezită este acea energie care ține de conștiență, care ține de a ajuta inclusiv femeia să conștientizeze anumite lucruri. Ține de stabilitate emoțională. Nu este vorba de ce face un bărbat în relații sau în societate. Din categoria simt că nu-i despre asta, îți confirm că nu-i despre asta, dar nu pot să-ți dau o definiție. Da, este vorba despre o atitudine de prezență în care femeia știe că se poate baza pe tine, te simte prezent pentru că faci ceea ce îți asumi, nu contează ce îți asumi, dar ce ți-ai asumat, faci, te ții de treaba respectivă, pentru că te simte conștient, pentru că atunci când ea vine cu energia ei feminină, nu o respingi, nu o judeci, nu o învârți, nu o aburești, nu o eviți, ci pur și simplu ești acolo, că-i furtună, că-i soare, că-i ploaie, ești acolo și rămâi acolo. Este acea conștiență care inclusiv poate să îi traducă unei femei într-un mod de-a dreptul spiritual comportamente de ale ei. Adică în momentul în care vine, nu știu, cu ceva atitudini de ale ei, să poți să te oprești fără să o respingi, cu toată iubirea să poți să spui, uite, ceea ce ai făcut acum este destructiv pentru tine,
ești în continuare aici, te iubesc în continuare, te accept, nu mă afectează în niciun fel emoțional chestia asta, dar pentru tine nu este bine. Asta înseamnă pentru mine o energie masculină centrată în relație, în care se poate să vină femeia cu toate furturile ei emoționale și cu toate, tot ce vezi în natură, de la băltoaca aia mică până la oceane și până la cascade și râuri de munte și munți și tot ce poți să-ți imaginezi, se poate să vină să-ți pună în fața ta și tu să poți să stai și să spui mulțumesc. Și să te bucuri de acel ceva, să înțelegi treptat așa ce e în spate la toate acele lucruri și să o iubești. Să o iubești orice s-ar întâmpla. Să o iubești bine, era o expresie. Să o iubești bine. Dar pentru asta trebuie prima dată să o cucerești bine. Uh-huh. După aia din nou să o cucerești și din nou și din nou. Și să o alegi mereu pe ea. Da. Da, pentru că așa de ușor este să o iei la fugă, e foarte multă energie feminină în jur, noi bărbații la nivel sexual suntem foarte receptivi, uh-huh, și femeile ne trezesc și atunci dacă o femeie ne face să ne simțim mai apreciați decât o altă femeie, atunci o să alegem mai apoi, uite-te pe aia, mă place așa cum sunt. Da, prima săptămână, ai un pic de răbdare. Dacă ai un șablon emoțional de a fi respins în fiecare relație, o să ajungi tot acolo. Pentru că ea este o energie feminină care se mulează pe nevoile și tale. Și care îți va împlini orice nevoie, și la bine și la rău. Grozav. N-aș vrea să mai adăugăm nimic. Nu mai adăugăm nimic, așa rămâne. Vrei să întreb ceva pe cei care ne ascultă? Sunt curios dacă din toate descrierile astea ce-ți dai seama, cât de multă energie feminină sau cât de multă energie masculină ai, ce te caracterizează și în ce măsură îți dai seama că ar fi bine să dezvolți poate o latură sau alta pentru a fi un întreg. Așteptăm comentariile voastre pe blog sub podcast.